Modernizarea iluminatului public reprezintă una din prioritățile municipalității rădăuțene, motiv pentru care mai multe proiecte vor fi finanțate din bugetul local. Potrivit celor afirmate de primarul municipiului Rădăuț, Bogdan Loghin, cea mai mare sumă va fi cheltuită pentru lucrările necesare pentru zona centrală a localității. Potrivit celor afirmate de primarul municipiului Rădăuț, Bogdan Loghin, proiectele cuprinzând modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montare de stâlpi pentru iluminat în zona centrală, în Piața Unirii, cu valoare de 960.000 lei cu TVA inclus, modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor vechi cu corpuri de iluminat noi tip LED, 55 de bucăți pe strada 1 Mai, 80 pe calea Cernăuți, 35 în Piața Unirii, lucrări în valoare de 210.000 lei cu TVA inclus. Pe lista administrației locale rădăuțene se mai regăsesc achiziționarea și montarea de stâlpi de iluminat public în zona noului sediu care găzduiește judecătoria în Piața Unirii, lucrări în valoare de 38.500 lei cu TVA inclus, extinderea rețelei electrice aeriene de iluminat public în zona Piața Obor, lucrări în valoare de 50.000 lei cu TVA inclus, cât și proiectarea și execuția rețelei electrice de iluminat public subteran pe strada Putnei de la sensul giratoriu până la intersecția cu strada Victor Grigorescu, lucrări în valoare de 250.000 lei, inclusiv TVA. La fel, pe calea Bucovinei sunt prevăzute lucrări de modernizare a iluminatului public prin montare de stâlpi la trecerile de pietoni, lucrări în valoare de 15.000 lei cu TVA inclus.